Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată câteva dintre subiectele zilei. Mai mulți medici oncologi din Gorj au fost prinși într-o rețea de fraudare a bugetului Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj prin documente medicale false. Prejudiciul adus bugetului statului este de 400.000 de lei. Șefa secției de oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Mariana Găbănescu, este și ea în viitorul anchetatorilor. Amănunte imediat. Ion Călinoiu și-ar putea pierde funcția de consilier personal al lui Cosmin Popescu. Președintele Consiliului Județean se gândește la această variantă, însă nu a luat nicio decizie până acum. Călinoiu s-a întors împotriva partidului care l-a ținut în fruntea județului aproape 20 de ani și a demisionat, declarații în câteva momente. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu sunt în plină desfășurare. Se lucrează în această perioadă la podul peste Jiu. Operațiunile sunt complexe, iar dacă vremea va permite, acesta va fi gata până la sfârșitul anului. În ceea ce privește întregul proiect, acesta va fi finalizat abia anul viitor, cum explică firma constructoare întârzierea, aflați în jurnal. Boala altora le aducea bani frumoși mai multor medici din Târgu Jiu, care acum au ajuns în vizorul anchetatorilor. La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și a Direcției Operațiuni Speciale încă efectuează percheziții pe care le-au început de dimineață de la ora 9. Sunt 17 descinderi la sediul unor instituții și societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane bănuite de infracțiuni contra patrimoniului de serviciu și înșelăciuni comise în domeniul medical. Mai exact, sunt percheziționate la această oră casele mai multor medici din Gorj, printre ei și Mariana Găvănescu, șefa secției de oncologie a Spitalului Județean de Urgență. 7 persoane vor fi aduse la audieri, iar surse judiciare susțin că vor fi emise mandate de arestare pe numele lor. De dimineață au mai fost percheziționate sediul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, secția de oncologie a Spitalului Județean și locuințele unor asistente medicale. Toți sunt bănuiți de înșelăciune, abuz în serviciu, conflict de interese, fals intelectual, complicitate la uz de fals și fals în declarații. Se face o ridicare de documente într-o cauză pe care dumnealor o cercetează în ceea ce privește activitatea a doi medici. Am discutat cu dumnealor, casa nu are nicio implicare în acest dosar, doar ca să zic așa, dacă pot spune, ca martor. Mai multe... Nu, documente privind activitatea raportată de doi furnizori. Acum am înțeles că e o cauză mai complexă, ne-au mai lăsat, ne lasă și o adresă prin care să le mai... furnizăm și alte documente, dar cert e ce vă pot spune din ce am discutat cu dumnealor, salariații casei nu au nicio implicare în această acțiune. Am înțeles că ar fi vorba de posibile conflicte de interese și alte încălcări ale legislației în ceea ce privește activitatea medicilor respectivi. Din cercetări reiese că începând cu anul 2008 persoanele vizate ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului unei instituții din județul Gorj prin comiterea unor fapte ilicite în domeniul medical. Deocamdată nu vă pot spune despre ce medici e vorba, este o cauză în curs de cercetare, nu vă pot da aceste informații. Dacă cei de la poliție doresc să vă dea aceste informații, e treaba dumnealor. Astfel ar fi fost evidențiate în documente servicii precum internarea fictivă de pacienți, emiterea de prescripții medicale în fals și consemnarea nereală a acordării de îngrijiri medicale la domiciliu, servicii care nu ar fi fost efectuate sau ar fi fost efectuate parțial. Vizată este și șefa secției de oncologie, Mariana Găvănescu. Mascații au mers și la ea acasă, la parterul vilei de pe strada Eroilor, medicul Găvănescu are amenajat un cabinet medical. Cu fiecare ocazie susținea că și-a dedicat mare parte din viață tratării acestei boli. Avem aici pacienți bolnavi, grav bolnavi la oncologie, poate secția de care se sperie toată lumea. Cum reușiți să intrați în salon și să le aduceți zâmbetul pe buze pacienților? Cum e cu acest tratament cu zâmbete față de pastile, injecții, perfuzii și restul?
Cred că putem să o asociem puțin cu o secție de pediatrie, unde întreg personalul care lucrează acolo, cred că merge pe același principiu pe care îl abordăm și noi. Nu poți să intri într-un salon unde bolnavii se uită la tine ca la Dumnezeu, cer o vorbă bună, iar tu să vii cu toate greutățile tale de acasă. E drept că nu putem zâmbi tot timpul. De dimineață, pacienții bolnavi de cancer care au venit la secția oncologie au fost trimiși acasă întrucât medicii și asistenții din secție erau ocupați cu mascații. Știți care este? Să plătească, să le dea salariul că muncesc, învață 6 ani de zile, părinții să chinuie să-i țină în facultate și termină și ce salariu primesc? Medicii, nu? Medicii, din ce trăiesc. Dar e normal așa să fură de la bolnavi? Nu e normal. Eu știu că nu e normal, dar gândiți-vă cu ce să trăiască. Termină 6 ani de zile facultatea, stă 6 ani de zile, cheltuie, cât cheltuie părinții? De ce pentru alții? S-a furat țara asta, s-a furat tot. Acum n-ați putut intra? Nu, m-a zis că este ocupată și să revină altă dată. V-a spus cu ce este ocupată? Mi-a spus, cum am înțeles. E ceva urgent? Nu e urgent, am avut o chemare până aici. A, spuneți-mi, cum sunt tratamentele la oncologie? Înțeleg că sunt foarte scumpe. Păi de ce? Sunt gratuite, cum scumpe? Dumneavoastră n-ați plătit nimic? Nu. Păi nu sunt gratuite. Polițiștii vor pune în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, unde cel mai probabil vor fi emise și ordonanțe de reținere. Prejudiciul estimat în acest caz este de 400.000 de lei. De 2 ani de zile, anchetatorii din Gorj încearcă să deslușească misterul morții unui bărbat de 40 de ani. Polițiștii nu au putut să stabilească nici până în prezent cine este autorul omorului sau cum s-a produs fapta. În plus, ancheta a fost încurcată de 2 femei care au mințit anchetatorii, indicând o persoană nevinovată ca fiind criminalul. În final, femeile au ajuns în spălătoarele gratiilor, dar autorul omorului nu a fost găsit nici până în prezent. Mă lăsați în gură, ca nimeni nu-i, că tot m-ar mânca. Tot m-ar mânca, Dane. Se jelește pe sicriu pozând într-o văduvă îndurerată. La 2 ani de la moartea concubinului său, polițiștii au descoperit că pe tot parcursul anchetei femeia a mințit. Ea trebuia de atunci luată, mamă. Băia bun mâncața șochii. Vrenic. Dacă îl chema cineva, venea. Dar cum credeți că a murit? Bătut, lovit de mașină? Nu. Bătut, omorât. Omorât de ea. Păi n-a spus ea. N-a spus ea că a dat cu vătraiul în cap și ce să vină mașina. Cum să omoare mașina? Dacă au mințit, mă, treaba lor să fie soarta lor. Să facă pușcărie dacă au mințit și n-a spus drept. Ce știe ea, nimeni nu a aflat. Polițiștii au aflat doar că împreună cu o altă femeie din sat a mințit anchetatorii și i-au dus pe o pistă greșită. Au acuzat un bărbat nevinovat, pe Constantin Mornea, că l-a omorât în bătaie pe bărbatul care a fost găsit mort într-un șanț. Ce pot să spun? Eu nu mă pot bucura, deși dacă vă spun pe post că mă bucur că lumea, cetățenii la mine în comună, le compătimesc pe ele, că le-a luat la pușcărie. Le compătimesc. Într-adevăr, spune, bă, niște bețive ordinare, n-a găsit. Ce să, lumea pe ele le compătimește? Iar la ora actuală, lumea și acum crede că eu sunt. Deci tot eu sunt criminalul. Pe baza declarațiilor celor 2 femei, Constantin Mornea a ajuns în spatele gratiilor, unde după 9 zile a fost pus în libertate pe motiv că nu el este autorul. Medicii legiști au stabilit că într-adevăr victima avea leziuni pe corp provenite și în urma unei agresiuni, dar bărbatul a murit după ce a fost călcat de mașină. Nu mă bucur pentru ele, pentru că știu ce înseamnă viața la pușcărie. Nu mă bucur, pentru că dacă le aveți în filmare, sunt ultimele spețe de femei de la noi din sat de acolo. Deci, practic, ele au fost dirijate de anchetatori, că i-au vrut să prindă un țap ispășitor. Și ce au zis? Ne trebuie două martore și pe ele le-au găsit. Păcat, că ele sunt vai de capul lor. Bine, mai bine sunt pentru ele apuși. Dar gândiți-vă la mine, că deci la mine familia e compromisă, deci în proporție de 80%. Am încercat deja, ușor, deci am copiii și-au dat seama că sunt nevinovat. Și după 2 ani, autorul omorului este de negăsit. Alea umblau numai bețe de lele. Drăjdeliță de lele cu amândouă. Le-au găsit cluța, mamă, da? Și el le-a dat declarații ca proasele. De câte ori venea și îi lua declarații, spunea în altfel. În altfel. 10 declarații, 10 peluși. De ce a schimbat declarațiile?
și ea și el, mai beau ei să mă îmbătau, dar servi pe toți, pe toată lumea a servit-o, da? Nu știu ce s-a întâmplat, numai nevasta lui poți să spui, că nevasta lui a pus pe el acolo. Așa, numai nevasta lui poți să spui ce s-a întâmplat acolo așa. Cele două femei au fost condamnate acum la câte 3 ani de închisoare cu executare. După ce s-a aflat verdictul definitiv, concubina victimei a încercat să se joace din nou cu nervii polițiștilor. A plecat din localitate și a fost dată în urmărire generală. Ea a fost prinsă ieri după amiază într-un sat din Giurgiu, de unde a fost luată și încarcerată. În decembrie 2014, soțul uneia dintre femeile condamnate acum a fost găsit mort pe mijlocul drumului în satul Socu. Inițial, polițiștii apreciind că este vorba despre un accident rutier mortal cu fuga șoferului de la fața locului. După înmormântarea victimei, femeia a venit la poliție și a spus că Mornea l-ar fi omorât de fapt pe acesta, întrucât între ei era o relație amoroasă. Constantin Mornea a explicat atunci că s-a implicat în organizarea pomenii pentru decedat, întrucât a vrut să facă un bine familiei îndurerate. Ulterior, Mornea a dat statul în judecată și a cerut daune, dar nu a primit niciun leu de spăgubire pentru tot ceea ce i s-a întâmplat. Sindicaliștii din sistemul sanitar au continuat și astăzi greva generală, chiar dacă o parte dintre revendicările lor și-au găsit ieri răspuns la comisiile de buget și muncă, membrii Federației Sanitas nu vor să renunțe la protest până când amendamentele lor nu vor trece de plenul Camerei Deputaților. Medicii, asistentele și infirmierele nu au tratat nici astăzi decât urgențele și au asigurat doar o treime din activitate. Ministerul Sănătății a anunțat că va contesta greva în instanță. Zeci de mii de cadre medicale din toată țara și-au întrerupt activitatea pentru cea de-a doua zi consecutiv, fiind asigurate doar urgențele. Demersul sindicaliștilor pare să fie auzit de parlamentari, întrucât ieri deputații din comisiile de buget, finanțe și de muncă au adoptat mai multe amendamente la ordonanța 20/2016, care prevăd creșterea cu 15% a salariilor din educație și sănătate. Astfel, începând cu 1 decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, însă membrii Sanitas spun că nu vor renunța la protest. Am decis să continuăm acest protest, fiindcă cererile noastre nu au fost rezolvate, considerăm că nu au fost rezolvate încă și ne cerem scuze față de pacienți pe care i-am anunțat de săptămâna trecută, din luna septembrie. Noi avem acest calendar anunțat. Noi vom ține la curent și membrii de sindicat și ceilalți pacienți de continuarea protestului. Veți mai continua și în zilele următoare? Noi suntem, dacă nu suntem solicitați, dacă revendicările noastre nu sunt rezolvate, vom continua și în zilele următoare. Mulți dintre gorjenii care au venit cu probleme la spital s-au revoltat. Unii au venit chiar de la 10 de kilometri distanță și au stat ore întregi la ușile cabinetelor. Apoi au fost nevoiți să se întoarcă acasă. Ieri n-a mers sistemul. Astăzi m-a chemat programat, că nu se poate fără programare, astăzi din nou. Zice că sunt în grevă, eu îi înțeleg și pe dânsii că zic că n-au salarii, că au salarii mici, dar de ce ne poartă atât pe drumuri? De vreo jumătate de oră aștept aici, dar așteptăm până când vine doamna, vedem ce ne spune. Ne pune pe noi în drumuri și în probleme. Au dreptate și ei, astea sunt drepturile lor care și le cer. Nu se mai gândește la noi. Numai că să ne bage și pe noi în seamă, după posibilitatea de tot ce să tenim la gribă. Nu, n-am fost astăzi, am venit, asta am fost programat. Vedem ce se întâmplă. De vreo oră. Sindicaliștii amenință că dacă nu le vor fi rezolvate revendicările, vor continua greva și în zilele următoare. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a spus că amendamentele cerute de sindicaliști votate de deputații din comisiile de buget și muncă sunt pomeni electorale fără resurse. De asemenea, Ministerul Sănătății a anunțat că va contesta greva în instanță. Ion Călinoiu și-ar putea pierde funcția de consilier personal al lui Cosmin Popescu. Președintele Consiliului Județean se gândește la această variantă, însă nu a luat nicio decizie până acum. Călinoiu s-a întors împotriva partidului care l-a ținut în fruntea județului aproape 20 de ani și a demisionat. El a depus candidatura ca independent la alegerile parlamentare din decembrie, vizând un post de deputat. Consilierul de suflet al lui Cosmin Popescu nu-i mai este coleg de partid, iar asta l-ar putea costa pe Ion Călinoiu funcția de la Consiliul Județean. Aceasta este ultima legătură oficială a lui Ion Călinoiu după ce a demisionat din funcția de consilier județean și a ales să-l consilieze pe actualul președinte Cosmin Popescu. La ora aceasta când vorbim, nu am luat o decizie. Cu decizia care o voi lua, o să fie comunicată în timp util către dumneavoastră și către toți cei interesați. Dar ați gândit la... Deci la această oră v-am spus ceea ce v-am declarat.
Săptămâna trecută, Ion Călinu i-a depus candidatura alături de peste 6.000 de semnături la biroul electoral județean. Vrea să fie primul gorjean care reușește să ajungă în Parlamentul României din postura de independent. Are nevoie de peste 20.000 de voturi. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu sunt în plină desfășurare. Se lucrează în această perioadă la podul peste Jiu. Operațiunile sunt complexe, iar dacă vremea va permite, acesta va fi gata până la sfârșitul anului. Cu o macara care poate susține peste 500 de tone, astăzi a fost ridicată una dintre ultimele grinzi. Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu este una dintre cele mai complexe lucrări contractate de firma Colini, care construiește centura. Operațiunea este una foarte complexă. A fost penultima grindă care compune podul de peste Jiu. Acesta va avea o deschidere de 90 de metri, cea mai mare din România. Macaraua care a fost folosită astăzi poate ridica până la 500 de tone. Azi suntem în montaj de penultimul tronson de pod Raul-Jiu. Pod Raul-Jiu este mai mare pod care avem în cintura varianta ocolire de Târgu-Jiu. Este un pod de 230 de metri. Greutatea totală de pod este 600 de tone. Tronsona asta azi a o greutate de 150 de ton. Pentru asta avem nevoie de o macara mai mare de 500 de ton pentru montajul asta, care e foarte dificil și important. Materiale care am folosit pentru pod asta este corten, care e un material special. Că nu am nevoie de întreținere și produce oxidul care se protejează tabla. Dacă vremea va permite, podul va fi gata până la iarnă. În ceea ce privește data finalizării proiectului, acesta va fi gata abia la sfârșitul anului viitor. S-a înregistrat această întârziere din cauza proceselor intentate de expropriații nemulțumiți de prețurile oferite de stat pentru terenurile sau casele din traseul viitoarei centuri. Apreciați că va fi gata. Pod asta cred că se iarna ce ajută cu un timp bun, în două luni cred că putem termina pod asta. Și întreaga lucrare? Intrare lucrare cred că am nevoie de un puțin plus de timp pentru că am mai multe probleme cu expropiere și cu case de demolare e cu periodul de iarna nu cred că se poate demolare case pentru familie și persoane. Nu cred că se poate. Podul de peste Jiu va avea cea mai mare deschidere din țară, iar cursul râului va fi deviat astfel încât să nu mai pună în pericol casele din zona CET. Asistăm la montarea penultimei grinzi metalice a podului de peste râul Jiu pentru varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu pentru zonul de vest. Asistăm la o operațiune foarte delicată. Este o grindă de 150 de tone, folosim o macară de peste 500 de tone, asistată de încă două macare de 200 de tone fiecare. Este o operație destul de dificilă. Orice bătaie a vântului mai puternică poate să afecteze montarea acestei grinzi, pentru că se va susține numai pe o pilă până când se vor suda. E destul de complicat operațiunea, dar, după cum ați văzut și noastră, oamenii sunt foarte profesioniști și sigur vor duce la bun sfârșit operațiunea fără probleme. Lucrările la viitoarea centură a municipiului au demarat în primăvara anului trecut. Fostul premier a dat startul lucrărilor, însă amplasamentul nu ajunsese în proprietatea statului, iar procesele cu expropriații au ținut lucrările în loc. Drumarii se pregătesc să facă față iernii care urmează. De astăzi au început să monteze parazăpezii în zonele cu risc unde viscolul a pus probleme, iar acest lucru a dus la închiderea drumului în repetate rânduri. Este pentru prima dată când se desfășoară această operațiune în județul Gorj. Ce facem aici până la urmă? Ia să încercăm. Ia vino cu... Astăzi au fost montate parazăpezi pe aproape 2 km într-o zonă care pune probleme în fiecare iarnă din cauza viscolului puternic. Este zona între Releu și stațiunea Rânca, unde în acest an pentru prima dată se montează parazăpezi. Avem 2000 de metri liniari pe care îi vom monta în această zonă. Discutam astăzi cu colegii și cu șefii de district și cu colegii de la birou
Vom încerca să suplimentăm cu cel puțin 500 de metri această distanță. Se montează de la 20 de metri, între 20-30 de metri de drum. Avem această zonă, o știm din anii trecuți, unde viscolul vine dinspre est, vântul puternic și aduce zăpada toată în zonă, în această vale. Din aceste motive montăm două rânduri de parazăpezi. Cu siguranță vor avea efect. Dacă va fi efectul foarte bun, la anul suplimentăm în urma modului în care se va prezenta această activitate. La Rânca a nins în ultimele zile, însă iarna nu a avut putere, astfel încât soarele a topit repede zăpada proaspăt așternută. Cu toate acestea, drumarii au avut de lucru. Acum două zile și azi dimineață și acum două zile, acum trei zile, în stațiune a nins, a fost vânt foarte puternic, a adus zăpadă și temperatura fiind scăzută, am luat măsuri să intervenim cu două utilaje și cu material antiderapant. Noi avem utilajele proprii, avem material antiderapant pentru zona de munte suficient, cel puțin până în ianuarie. Discutam la Craiova și la București, la companie. Vom disloca utilaje de la Severin și de la Craiova, utilaje care vor rămâne efectiv în bazele de munte, iar în situația în care se impune vom lungi traseul de la Filiaș, de exemplu, până la Târgu Jiu. Asfaltul este negru până în stațiunea Rânca. În schimb, drumul Regelui rămâne închis până la primăvară. Este în continuare zăpadă pe Transalpina, iar pe unele porțiuni au căzut bucăți din stânci. Protestul poștașilor s-a încheiat, iar activitatea în oficii a revenit astăzi la normal, în urma înțelegerii dintre reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România și conducerea Poștei Române. Angajații companiei vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2017, de o creștere salarială de 80 de lei brut pe angajat și tichete de masă de o valoare de 11,50 de lei pe zi, mai mari cu 2,5 lei decât în prezent. Subiectul pe larg după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Am întors la știri. Protestul poștașilor s-a încheiat, iar activitatea în oficii a revenit astăzi la normal, în urma înțelegerii dintre reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România și conducerea Poștei Române. Angajații companiei vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2017, de o creștere salarială de 80 de lei brut pe angajat și etichete de masă în valoare de 11,50 de lei pe zi, mai mari cu 2,5 lei decât în prezent. Poștașii au protestat timp de o săptămână, fiind nemulțumiți de salariile extrem de mici, munca prea multă și condițiile improprii în care își desfășoară activitatea. Conducerea Poștei Române a ajuns la o înțelegere cu angajații, astfel că protestul poștașilor s-a încheiat. Salariile acestora vor crește de la 1 ianuarie 2017 cu 80 de lei, iar valoarea tichetelor de masă va crește de la 9 lei pe zi, cât este în prezent, la 11,5 lei, după intrarea în vigoare a legii care permite majorarea valorii tichetelor de masă. Poștașii din Gorj au protestat fiind nemulțumiți de condițiile în care își desfășoară activitatea. Oamenii s-au plâns că merg 10 de kilometri în fiecare zi. Suntem peste 25 de ani de muncă, sunt care au 30 de ani de muncă, salariile sunt mici și condițiile sunt mici. Să mergi de aici și până în capul Iezurenilor, până la drumul de Curtișoara, nu e ușor. Păi, eu merg ca în bicicletă, că pe jos nu pot, la vârsta mea nu mai pot să fac pe jos. Eu mai am puțin să ies la pensie cu 600-700 de lei, că ies cu 5 ani mai devreme. Deci o pensie de nimic va fi. De 41 de ani și jumătate de muncă. Sunt și persoane care lucrează la poștă de 10 de ani. În tot acest timp au făcut ocolul pământului de câteva ori. Mai mult decât atât, au fost mușcați de 10 de câini în timp ce duceau facturile și pensiile. 50 de mușcături în cap, câini mai puțin, vreo 40, că de la unii am câte 2-3 mușcături. După calculul pe hârtie foarte minuțios, am depășit de 2 ori ocolul pământului, în 18 ani de poștă. Vreo 3 oameni salvați la moarte, că de noi ne mai nimerim. Și pe la colegi tot chestii din astea ar fi. Eu e adevărat, sunt cam campion în domeniul ăsta. De 18 ani. Acordul dintre conducerea companiei și sindicaliști vine după o săptămână de grevă a poștașilor.
vor subvenții pentru încălzire. Peste 1000 de târgujieni cu venituri modeste au depus până în prezent cereri în vederea obținerii subvențiilor pentru încălzirea locuinței. Este vorba despre cei care folosesc sistemul de încălzire cu gaze naturale, lemne sau curent electric. În perioada următoare, reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială Târgu Jiu vor demara anchete pentru a vedea dacă cei care au depus cererile îndeplinesc sau nu condițiile impuse de lege. Valoarea subvențiilor este cuprinsă între 20 și 262 de lei în funcție de venitul pe membru de familie al solicitantului. Târgujienii cu venituri modeste vor beneficia și în această iarnă de subvenții pentru încălzirea locuinței. Cei care pot beneficia de acest ajutor sunt familiile sau persoanele singure, ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc 615 lei. Însă aceștia nu trebuie să dețină alte locuințe în afara celei de domiciliu și nici autoturisme mai noi de 10 ani sau un depozit bancar de 3.000 de lei. În primul rând sunt cele legate de venituri până la 615 lei pe membru de familie și bineînțeles să nu dețină acele bunuri prevăzute în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului. Până la ce dată o să depun? Până la data de 20 noiembrie, dacă dumneavoastră depun aceste cereri, vor beneficia pentru tot întreg sezonul rece, adică noiembrie-martie. Până în acest moment, peste 1000 de târgujieni au depus dosarele pentru acordarea subvențiilor. Reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială Târgu Jiu vor efectua anchete pentru a vedea dacă cei care au depus cererile îndeplinesc condițiile necesare pentru acordarea reducerilor. Până la această dată, ținem seama de faptul că ne lucrăm și sâmbătă și duminica, deci întotdeauna există colegele noastre care desfășoară activitate la cluburile pensionarilor tocmai pentru a primi cererile de la cetățeni. Un număr de 20 de familii au solicitat ajutor cu încălzire în sistem electric, deci folosesc acest sistem de încălzire. Un număr de 162 de familii pentru sistemul de încălzire cu combustibil solid și un număr de 1015 familii pentru sistemul de încălzire cu gaze naturale. Pentru cei cu probleme financiare, acest ajutor este binevenit. Ați venit să depuneți cerere pentru ajutorul de încălzire? Da, pentru lemne, pentru încălzire. Este primul an în care depuneți sau ați mai depus? Primul an. De ce n-ați depus până acum? Păi da, am trecut tot așa, m-am încurcat cu niște acte de la casă și n-am mai venit pe aici. Și era în altă parte, nu era aici. Da, pentru gaze, sunt singură, mai am cu mine o fetiță și un nepoțel și e binevenit ajutorul. E binevenit, eu sunt și foarte bolnavă și... Pentru sistemul de încălzire cu gaze și lemne, cererile pot fi depuse până pe 20 noiembrie la sediul cluburilor de vârsta a treia, iar pentru încălzirea cu energie electrică la sediul Direcției pentru Protecție Socială Târgu Jiu. Festivalul cântecului popular românesc Maria Lătărețu își va deschide luni porțile la Târgu Jiu. Timp de 3 zile, 10 de artiști din întreaga țară își vor etala calitățile și se vor duela pentru marele trofeu. Ziua de 7 noiembrie a fost aleasă special pentru că atunci se împlinesc 105 ani de la nașterea artistei. Anul acesta festivalul se va desfășura pe insulița de pe Jiu pentru că pompierii nu și-au dat acordul ca evenimentul să se desfășoare la Casa de Cultură din Târgu Jiu. Festivalul Maria Lătărețu va debuta luni la Târgu Jiu, chiar în ziua în care se împlinesc 105 ani de la nașterea marii artiste. În cadrul spectacolului, 10 de artiști se vor duela pentru marele trofeu. Evenimentul va debuta cu o preselecție a celor mai talentați interpreți de muzică folclorică, urmând ca mai târziu, după desfășurarea concursului, să fie stabiliți câștigătorii. Festivalul se adresează soliștilor vocali și soliștilor instrumentiști, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. El va debuta săptămâna viitoare, luni, este prima zi, este ziua preselecției. Vor fi prezenți la Târgu Jiu personalitățile care vor face parte și anul acesta din juriul festivalului. Va avea loc preselecția generală, o preselecție strict pe județul Gorj, a fost făcută săptămâna trecută. Anul acesta așteptăm cam de fiecare dată un număr mare de participanți. Festivalul se va desfășura pe 3 zile. Concurenții vor fi jurizați și anul acesta de personalități de marcă. Juriul și anul acesta este format din personalități de marcă. Categoric va fi un juriu competent. În continuare rămâne președinte al juriului, doamna Elise Stan,
omul care, în ciuda faptului că s-a pensionat din televiziune, nimeni nu o lasă să plece de acolo, ba mai mult de atât pot să spun că este la ora actuală cea mai avizată în ce privește folclorul românesc. Vor fi de asemenea în juriu doamna Gabriela Rusu Păsărin de la Oltenia Craiova, va mai fi în juriu ca și în anii trecuți doamna Roxana Acibescu, va fi domnul profesor Stan, conferenția universitară Oana Lianu. Anul acesta, spectacolul se va desfășura la un local de pe insulița Jiului și nu la Casa de Cultură a Sindicatelor ca până acum. Asta pentru că pompierii nu au dat avizul favorabil că evenimentul să aibă loc acolo. Am început prin a solicita un punct de vedere ISU Gorj cu privire la sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. Răspunsul a fost categoric negativ. Adică li s-a spus că sub nicio formă nu se poate organiza o manifestare acolo, în condițiile actuale, adică până nu se fac niște îmbunătățiri. Intrarea la eveniment va fi liberă. Festivalul se va încheia miercuri când vor fi desemnați câștigătorii. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu va avea un nou rector. Luminița Popescu, actualul rector al unității de învățământ, va fi înlocuită, însă nu permanent, ci doar pentru o zi. Locul lui va fi luat de un student. Aceasta este doar una dintre acțiunile pregătite pentru festivalul Studențiada, care va avea loc la nivel național. Ca studenților din Universitatea Constantin Brâncuș, în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, organizează în perioada 1-8 noiembrie 2016 cea de-a 11-a ediție a Festivalului Național Studențiada. În cadrul acestui eveniment, studenții UCB vor avea ocazia să participe la diverse activități, precum campionate sportive, fotbal, tenis de masă, tenis de câmp, seară de film în universitate, cursuri și dezbateri pe diferite teme. Festivalul studențesc Studențiada se află la cea de 11-a ediție, se organizează în 16 centre universitare din țară, în perioada 1-8 noiembrie. La Târgu Jiu vor avea loc activități sportive, campionate de fotbal, de tenis de masă, tenis de câmp, diferite cursuri, dezbateri pentru studenți, o seară, un party într-un club din Târgu Jiu, de asemenea o campanie de anti-fumat. De asemenea, în cadrul festivalului, un student al UCB va avea ocazia să fie rector pentru o zi. Pentru proiectul Rector pentru o zi, studenții pot candida pentru funcțiile de conducere din universitate, pentru președintele Senatului, rector, decani. Înscrierea se face printr-o scrisoare de intenție și CV-ul. Aceștia vor avea oportunitatea să stea alături de respectiva persoană care deține acea funcție timp de o zi, să participe împreună cu acesta la activitățile desfășurate. Festivalul Studențiada a debutat în anul 2006. Uniunea Națională a Studenților din România, implicând la nivel național peste 5.000 de tineri în diverse activități extracurriculare. Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente studențești din România, reunind sub egida sa acțiuni din domenii precum educație, cultură, sport, dezvoltare personală, sănătate, voluntariat sau antreprenoriat social. Narcis Răducan este aproape de a se despărți de pandurii Târgu Jiu. Președintele Gorjenilor nu mai suportă situația de la club și anunță că în cazul în care mai mulți jucători vor pleca, același lucru îl va face și el. Răducan a dezvăluit că jucătorilor li s-a transmis că sunt liberi să plece dacă nu vor accepta noul salariu. Gorjenii au solicitat insolvență în luna octombrie, iar jucătorii sunt neplătiți de mai multe luni. Pandurii Târgu Jiu se află într-o situație dezastruoasă, fiind aproape de retragerea din Liga 1, variantă lansată chiar de antrenorul echipei Petre Grigoraș. Lucrurile nu merg pe calea cea normală, strategia este alta decât cea pe care am discutat-o și în condițiile acestea este foarte greu să continuăm. Este foarte greu să conving jucătorii să mai rămână pe 1000 de euro. Mă aștept ca o mare parte dintre ei să plece și dacă se va întâmpla asta, nu voi mai rămâne nici eu în peisajul acesta.
asta. Odată ce moare performanța, nu am de ce să mai rămân, nu are rost. Eu am tot sperat că o să trecem împreună perioada asta de criză. Era de ajuns un salariu și cred că o duceam așa până la Crăciun. Nu poți să vii și să le zici la jucători că cine vrea 1000 de euro bine, cine nu, să plece. Vă dați seama care a fost reacția jucătorilor. Eu am stat pentru acești jucători. Probabil că în zilele următoare voi pleca și eu, a declarat Narcis Răducan la DigiSport. Se pare că lucrurile sunt mult mai grave. Cei mai mulți dintre jucători se vor despărți de clubul din Târgu Jiu, astfel că pandurii va fi nevoită să se prezinte la următorul meci cu copii. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV de la ora 21, urmăriți emisiunea În numele adevărului cu Alin Ion. Invitatul din această seară este Claudiu Manta, membru PSD Gorj și candidat la alegerile parlamentare din decembrie la Senat. Eu sunt Diana Speretoiu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine seară de la ora 18. Să aveți o seară liniștită!